Viața mea a fost multe întâmplări și bune și rele, dar dacă ar fi o, ca să pot schimba ceva, mi-aș schimba profesia mai aproape de un medic. Eu aș vrea să am mai multă încredere în mine și aș vrea ca totul să fie cum mi-aș dori eu. În plan profesional, să fie o femeie independentă și să-și poată realiza visele. O mamă ar trebui să-și învețe fiica să fie la fel de puternică ca ea, să aibă mai mult curaj și să aibă încredere în sine. O familie împlinită, un soț iubitor, copii sănătoși. Peste 10 ani mă văd într-o țară depărtată de Moldova, iar după studii mă văd revenind acasă, alături de familie și de cei dragi. Să nu fac pasuri care am făcut eu la vremea mea, am plecat pe hotare, am lăsat 2 copii. Nu mi-am imaginat că o să fie așa de greu, fiindcă am lăsat o micuță, a trebuit să plec și la momentul când m-am întors nu mai recunoștea. Și n-aș vrea să fie așa de emotivă, să nu-și pot controla emoțiile ca mine. Nu aș vrea să se repete momentele grele din viața ei și cele mai puțin bune. În țara noastră, femeile au parte de o violență în familie. Și în societate, dar în familie tot. Se întâmplă că sunt bătute, sunt agresate și sexual. Femeile n-ar trebui să tacă și să rab de toate astea. Să meargă să declare la poliție, să spună: ei, dar la noi ele sunt răbdătoare și înțelegătoare și așteaptă că bărbații singuri ori să-și dea seama, dar din păcate nu. Nu pot spune la nivelul adulților, dar pot spune la nivelul meu, deoarece văd în fiecare zi băieții înjosesc fetele, deoarece sunt fete. Și consider că acesta este primul pas spre violență. Una dintre care îmi place mie cel mai mult e Crăciunul, când ne strângem toți acasă, toți frați, surori, de peste hotare și chiar din țară. O tradiție care nu-mi place este mormântarea. 3 zile trebuie să plângi și lumea se împrumută și cheltuie atâți bani ca să fie în rând cu lumea. Îmi plac tradițiile familiale, dar nu îmi plac tradițiile școlare care impun elevii să participe la diferite activități.